România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Guvernul României nu a anunțat populației un sfert din numărul morților de COVID de anul trecut. Grupul de comunicare strategică ne-a spus de 16.000, dar în realitate sunt mai bine de 21.000. Datele sunt cuprinse într-un raport al Ministerului Sănătății prezentat de Ioana Mihăilă. În realitate, spune ministrul ieri la Europa FM, s-ar putea să nu știm niciodată care este numărul real al morților. De unde vine această diferență, o să vă întrebați. Statul român lucrează cu două tipuri de baze de date, una care se numește Corona Forms și care înregistrează datele actuale de la o zi la alta și alta care înregistrează certificatele de deces constatatoare. Astea, din urmă, zic autoritățile, se procesează mai greu. Între cele două baze de date se adună informații diferite de la spitale și alte autorități și așa s-ar ajunge la această situație. Ministrul Ioana Mihăilă ne-a îndemnat astăzi să nu căutăm vinovați, pentru că este greu de spus cine și de ce ar fi făcut asta sau mai ales dacă are cineva capacitatea de a organiza o astfel de acțiune de așa dimensiuni. Datele confirmă însă spusele fostului ministru Voiculescu, înlăturat din funcție cu scandal și reproșuri ulterioare pe această temă. Așa fie vorba între noi, nu este prima dată când Voiculescu a avut dreptate. El este primul care a anunțat că s-au anunțat testările către public și am văzut că sunt puține. A avut dreptate când s-a îndoit de numărul de cazuri raportate și l-a bănuit a fi mai mici. De asemenea, a avut dreptate când a anunțat public că există un sistem de vaccinare paralel la care majoritatea populației eligibilă la data respectivă nu avea acces. Rata de calculare a bolii are devenit una mai apropiată de realitate tot în mandatul său, vă amintesc. Asta nu-l face pe Voiculescu vreun erou, ci mai curând să-i spunem un avertizor de integritate. Am obosit, de fapt, cu toții și că ne este din ce în ce mai greu și că, în general, parcă nu mai avem aer, putere sau dispoziție să mergem mai departe. Este evident că asta nu e viață. Am obosit să vedem numai știri negre, grele, negative, să auzim numai de boală. Am obosit mulți dintre noi să vedem că afacerile se duc de râpă în mod evident. Povestea e că n-avem ce face și altora le este chiar mult mai greu, celor care au rude bolnave, parte din familie bolnavi și se află în spitale, nu mai zic. Doctorilor cred că le este chiar foarte greu. Zilele astea la ATI se mai intră doar dacă ești foarte grav, adică nu mai sunt locuri deloc. Astăzi au fost vreo 6.000 de cazuri, sigur că ele sunt în creștere și o să vină zile și mai complicate în România. Nu spun asta pentru că aș fi foarte priceput sau vreun glob în față, e de ajuns să mă uit la ce s-a întâmplat în alte țări. Divizarea societății este cea mai mare traumă a generațiilor actuale, este foarte vizibilă din cauza rețelelor sociale, ar trebui să vorbim la un moment dat despre asta, este mai vizibilă ca niciodată această divizare a societății și, în fapt, este cea mai mare bătălie pe care o avem de purtat în anii următori. Va trebui să învățăm să recomunicăm unii cu alții, pentru că, ce să vezi, chiar dacă avem opinii diferite asupra unui subiect, problemele noastre rămân comune și nu le putem rezolva decât discutând. Dacă eu astăzi mă profilez în fața dumneavoastră ca un cunoscător absolut al adevărului și spun că, domnule, rezolvarea unei probleme oricare din România se poate face doar așa cum spun eu, nu înseamnă că am dreptate până la capăt și ar fi o greșeală din punctul ăsta de vedere. Spune poliția astăzi că avem permise ilegale din Ucraina, Moldova, Cipru, toată lumea se descurcă. Dar părerea mea este că cel mai ușor te descurci pe aici. Nu ați uitat, bănuiesc, de gălețile în care procurorii au găsit 1,2 milioane de euro la polițiști din Suceava. Aici puteai să-ți faci un permis cu suma de 6.000 de euro. Puteai să împarți suma asta și pe bucăți, cum aveai nevoie, să plătești ori totul, ori să plătești sala, ori să plătești traseul, unde ți era mai greu.
această rețea este a doua rețea mare dată în vileag. Dacă vă mai aduceți aminte, cu ceva ani în urmă am vorbit despre celebrele permise de la Argeș, unde am descoperit că mii de permise au fost date contra șpăgii și s-a ajuns la un proces în care, dacă nu mă înșel, cred că s-au retras vreo 50 de permise. Și voiam să vă zic așa, nu vi se pare că istoria asta a șpăgilor pentru permise se împlătește cu istoria morților din accidente? Noi nu suntem foarte serioși, dar de fapt marea problemă este că nu ne respectăm noi între noi. Aici nici măcar nu mai e o problemă de corupție, e o problemă mult mai mare. Când îi lași unui cetățean sau când lași un cetățean pe stradă cu o astfel de mașină și cu un astfel de permis, te-ai gândit că poate da peste tine, peste copilul tău, peste mașina ta? E de ajuns pentru asta 6.000 de euro? E un preț corect? În România e o fereastră, e norocul nostru istoric care spune, uite domnule, putem începe vaccinarea pe un număr scăzut de cazuri când epidemia este în descreștere. Demersul meu de astăzi este menit să vă invite la prudență, adică nu avem încă o mare victorie de sărbătorit. În găurile astea administrative ale statului român, incapacitatea de testare, incapacitatea de raportare, și nu vreau eu să mă gândesc la multe alte lucruri pe care le pot face acolo, s-ar putea să se ascundă niște lucruri foarte importante care să ne scape din vedere. În plus, dinspre partea occidentală a Europei vine un nor chiar foarte negru. Nu știu dacă România mai are acum capacitatea să dea piept unui val de îmbolnăviri precum cel văzut din, Anglia sau Irlanda. De asta îndemn la prudență. Atenție, nu spun acum că școlile nu trebuie deschise sau așa mai departe, dar fiecare lucru pe care îl face fiecare dintre noi trebuie cântărit, iar noi trebuie să fim la fel de responsabili ca până acum. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.